Bună dimineața, servus la toți! Ce faceți, cum sunteți? Ați dormit bine? Ați dormit bine, ați dormit în paturile voastre, la căldurică, afară minus 6 grade, oi, 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 nici azi n-am pornit foc în studio. Să vedem mâine, poate punem un pic de căldură, așa ambientală, dar dacă e calmă, moi și nu mai pot să vă transmit așa cum trebuie. Ați dormit comod, nu? Nu ca de soldați americani, acolo pe jos în Capitoliu, pe marmură, vedeți? Democrația americană se apără cu soldați dormind la picioarele puterii, la picioarele parlamentarilor. Bună dimineața, mulțumesc de abonare, mulțumesc că ați venit pe acest canal și în această dimineață de joi. Cafea, cafea bună de pe buymeacoffee.com slash Bendea, oferită cu generozitate de, fiți atenți, de Ricardo. Ricardo din Modena. La mulți ani să trăiască. Cafea oferită de Emil din Marbeia. Să trăiască la mulți ani. Și în ultimul, nu în ultimul rând, familia B, așa s-au semnat pe internet, familia B, de pe, strada, de pe o stradă din Cluj-Napoca. Să trăiască la mulți ani, cafeluța de rigoare, să ne țină în vigoare. M-am documentat, vorba înalt, preasfințitului Teodosie și am aflat în urma unui studiu că șapte din zece români spun că țara merge într-o direcție greșită. Șapte din zece români. Asta înseamnă că trei din zece români deja au luat-o cătă vest. Au luat-o în direcția bună. 8 din zece români spun că 2020 a fost un an prost. Restul de 2 din 10 români sunt prea beți ca să dea un răspuns. Iar unul din 10 români spune acela studiu are speranțe că în 2021 o să ne crească veniturile. Unul din 10 români speră să ne crească veniturile. Restul de 9 din 10 români îs atenți la portofele, îs cu ochii pe aia, unul din, la unul din 10 români, români, care spune așa ceva. Că de unde, de unde să ne crească veniturile? Dacă ieri vă spuneam că pensiile rămân înghețate, ați vă da o veste bună. A crescut salariul mediu. Așa de bine a crescut în sumă netă cu vă 40 de lei. Acum ce faci cu 40 de lei? Ce poți să faci cu 40 de lei? Vă rog, răspundeți până mai iau o gură de cafea din ceașcă. Acum s-a băgat taxa asta pe pun 90 de bani la supermarketuri. De 40 de lei îți iei pungi o lună și le bagi una între alta. Pungile matrioșca ce să mai cumpărăm, că nu poți să iei un kil bun de carne cu 40 de lei. Dar Comisia Europeană ne anunță o veste bună. Viermele de făină este prima insectă comestibilă, prima insectă declarată comestibilă, viermele de făină. E o insectă foarte... viermele de făină. Deci o să ajungem să mâncăm viem de făină în prima fază și după aia lăcuste, țânțari, gândași de bucătări. Deci e foarte bună care are proteine, vitamine și fibre. Nu mai ai probleme cu tranzitul dacă mănânci un pumn de viermi de făină. Din viermi de făină poți să faci burgeri, paste, smut. băi, să ajungem să tăiem larva de paști după noi de reguli impuse de Euro Comisia Europeană, să belim viermele, să belim viermele de Crăciun. Nu, nu se poate așa ceva. Să mâncăm mititei și ceafă de vierme. Așa rău să ajungem. Are proteine, are fibre. Cafea de pe baimie, coffee.com, Vezi cu bene. Hai să ne gândim un pic. Că nu mai putem mânca orice, vedeți că noi românii suntem și pretențioși. În urmă cu trei ani a demarat programul Tomata, un program demarat de Ministrul Agriculturii, domnul Daia. sub binecuvântarea domnului Liviu Dragnea care mușca din o roșie ca din rodie și zicea că românii merită o roșie mai bună. No, acum s-a oprit programul ăsta de subvenții la agricultor, programul pentru tomata, din ce cauză? Că românii nu cumpără tomate din România. E, că porodici ca în Chile, roșii ca în Madagascar, nu găsești nicăieri. Tai cu cuțitul roșie și pui lângă o slăninuță de por vietnameză, e altceva. Și după aia bei un smoothie de viermi. hai să fim serioși. Deci românii nu mănâncă tomate. Asta e un semn de întrebare. Atunci ce să subvenționăm în agricultură? Porcul. Să dăm tomatele la porci. Sau cum ziceau latinii, margaritas ante porcas. Asta este. Pensiile rămân înghețate și socra a zis pe tema asta că ea vrea de săptămâna viitoare sau de luna viitoare când trebuie să vină pensia, ea vrea să primească pensia nu în lei, nu în bani, vrea să-și primească pensia în bitcoin, în monedă virtuală. O că dacă primești un bitcoin jumate, e mulțumită, că un bitcoin e 36.000 de euro și foarte bine. Și am întrebat-o, soacră dragă, dar unde o să ții monedele astea virtuale pe care le primești? Păi zice, în pormoneu virtual. Așa, pensionarii prevăzători o doamnă din Suceava, o pensionară, o tânără pensionară din va comandat de pe internet un iPhone 11. Acum o să ziceți, asta îi trebuia de un iPhone 11? Nu. Dorea să-l facă drept cadou nepoțelului, un iPhone 11. Și ce credeți că a primit după ce a plătit vreo 64 de milioane? Ce a primit în cutia iPhone-ului? Șuruburi. Șuruburi. Acum, dacă era de la Ikea, trebuia să primească și o schemă. Să vadă dacă din șuruburi reușește să asambleze un telefon. Ei, că nu li rușine să-și bate joc de oameni. Numai să-i tragă în piept. Să tragem în piept o cafeluță de pe mie, Coffee. Mulțumesc frumos, Ricardo, Emil, familia B din Cluj. Mulțumesc. Mm. Ce să facem? De mâine intrăm în tura a doua pentru Siringuță și președintele țării va sta cu mintea pe scaun până-i intre antidotul. Un primar din Călăraș, sărac, o sări păstărând. Trebuia și el să se înțepe de vineri încolo, dar ce a zis? Hai să mă bag și eu în față. De ce? Să am poză pe internet, cum stau acolo la... Foarte bine a făcut, decât să se arunce dozele, că e și problema asta. Dozele ținute la gheață, dacă n-ai cui să le inoculezi, sunt gata. Că și Băsescu a și ta seara, zis că să face prea mare risipă. Prea mare risipă. El ar fi băut dozele, pentru că sunt ținute la gheață și obișnuit cu asta de pe vremea când domnul din Răchițele îl ajuta acolo în cabinetul său să servească băutură care să-l întărească. Băsesc un loc să ajungă așa un venerabil, un patriarh al politicii românești, tot mahalagiu o rămas, tot cu mahalaua în suflet o rămas. Vedeți, la Cluj-Napoca a trecut la cele veșnice preasfințitul Crihalmeanu, episcop unit din Cluj-Napoca, sâmbătă în mormântarea, fie și ce-o lăsat el cu limbă de moarte? Ce-o lăsat la mine la mormântare? Să nu mi-aduceți corane de flori, să nu mi-aduceți flori. Banii pe care i-ați alocat pentru flori, puneți pentru săraci, dați-i săracilor. În același timp, ierarhii ceilalți să ceartă. Bani ne bagă cipul, bani ne bagă cipul. Nu pot să aibă și ei o voce, să aibă o singură opinie, că și așa, noi suntem destul de dezorientați. Și apoi când îi mai auzi pe ei că să contrazic, nu mai știți ce să crezi Ba știți ce să crezi Că intri aici pe canal la Nicu Bendea Și aici te lămurești După ce termină Bendea Postale Voi ați intrat la comentarii și scrieți acolo Mai luați o gură de cafea Cafea bună Nu orice cafea bem noi dimineața aici pe canal Nu? Printre atâtea rele bune sunt doar trecători în lume Semnalăm și faptul că Domnul Pastramă îi tare nervos pe faptul că soția lui actuală Brigitte S-o mutilat la față S-a dus ea să-și facă plinul la buze, cum facem noi plin la mașină, și să o trezi cu dita mai buza. O zis soțul ei pastram, zice, n-aveam cum să o pup, parcă era o fleică. Păi normal, dacă el e și o pus și Brighite acolo, o fleică. Dar să aibă răbdare, că să retrage. Și că a venit Brighite cu buza umflată. Mă, parcă Brighite e pregătită. Dacă se despart, doamne și ferește, asta e. Măcar ea nu rămâne cu buza umflată de către partener își umflă ea buzele. Pe vremuri, îi le umfla Stase. Anastase. Ilian Acum Iliana Stase fosta mare gloria tenisului, îi umflă buzele la actuala soție Nu-i frumos așa ceva. Există medici, există doctori, există proceduri pentru așa ceva. Domnul Anastase, nu trebuie să folosim racheta și macheta din dotare. Aveți grijă, mai ascultați și de ce zice colegul și prietenul Țiriac. Țiriac, dacă s-a săturat de o femeie, nu a lovit-o a lăsat-o deoparte și a dat un milion de euro. Și el ca să se recompenseze și a mai luat două mașini cu 5 milioane de euro. Asta e. Noi vorbim că ne crește salariul mediu cu 40 de lei și alții vorbesc de miliarde și miliarde. Dar noi să fim sănătoși, că la pungă groș nu cred că fi și anul ăsta și să ne vedem cu bine și mâine pe același canal de la orele 10. Să încheiem în forță această săptămână. Mâine, când să împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. O zi frumoasă vă doresc și mulțumesc pentru cafea oferită pe site-ul buymeacoffee.com. slash nicubendea. Mergem înainte. Că înainte era mai bine, așa spun cei experți, cei trăiți și cei trăitori. O zi frumoasă!